Centrul Cultural Pitești și trupa de teatru Roberto au organizat în sala Ars Nova spectacolul caritabil sub genericul Dar din suflet de copil. Manifestarea, care a avut loc în cadrul programului național Școala Altfel, a avut drept scop strângerea de fonduri pentru ajutorarea unui tânăr bolnav de leucemie. Spectacolul a fost susținut de copiii și tinerii din trupa de teatru Roberto, care au interpretat poezii, fabule, monologuri, cântece de muzică ușoară și populară, pantomimă și piese de teatru. La manifestare au participat elevi și cadre didactice de la Colegiul Economic Maria Teiulanu. Avem un dublu eveniment. Este un eveniment caritabil și, în același timp, un spectacol aniversar. Trupa Roberto aniversează 4 ani de la înființare, adică pe data de 1 aprilie 2009, pur și simplu s-a realizat primul spectacol. De ce spun spectacol caritabil? Avem un tânăr, în vârstă de 27 de ani, pe numele lui Daniel Nicolae, care a fost diagnosticat acum 3 ani, deci la un an după ce noi am avut, să zicem, debutul. Așa. Daniel Nicolae are 27 de ani, cum vă spuneam, și a fost diagnosticat cu leucemie. Mi-a spus că această boală se vindecă mai greu și că un caz din 400.000 este vindecabil. El, exact așa mi-a spus, așa vă spun și eu. Nu a fost prezent aici, este la dializă la București. De asta vreau să felicit, în primul rând, elevii care și-au ales o școală altfel aici, la Centrul Cultural. Centrul Cultural care organizează această manifestare și, bineînțeles, pe Robert și trupa Roberto, neobosiții, membrii din această trupă, pe care îi apreciez atât pentru calitățile lor artistice, cât și pentru cele umane. Majoritatea spectacolelor lor sunt dedicate salvării unor vieți și este un lucru îmbucurător că tinerii se gândesc la viața celor din jur și, deși pecuniarii nu au resurse, prin forțele lor artistice, iată că reușesc să mai salveze poate o viață sau să mai o prelungească și cu o clipă și tot e bine. Din partea Fundației, multe, multe felicitări și câte o diplomă, atât pentru Robert și pentru membrii trupei Roberto. Și viață lungă și cu multe, multe împliniri. Noi vă mulțumim pentru invitație. Am să încep prin a vă spune la mulți ani. Colegiul Economic Maria Teiulanu este prezent aici. Încă o dată, noi sorbim din acea ceașcă de cultură. Ne-am obișnuit cu atmosfera de la Centrul Cultural, așteptăm fiecare întâlnire și, să vă mai spun ceva, scriem într-un jurnal al nostru despre fiecare întâlnire de la Centrul Cultural. Se va ridica, ia cortina, vor veni pe scenă mici actori, și vă face acel dar din suflet de copii pentru copii. De-abia așteptăm să-i vedem, cu emoție îi primim. Sunt actori, sunt copii talentați și avem nevoie de ei. Avem nevoie de zâmbetul lor, avem nevoie de cântecul lor, avem nevoie de pașii lor de dans. Încă o dată. La mulți ani trupei care astăzi împlinește 4 ani și vă mai promitem ceva. Vă vom fi alături. Chemați-ne și noi vom fi aici. Colegiul Economic Maria Teiulanu. Banii lua tata. Chipurile pentru a ne cumpăra de leguri. Însă nu era așa. Venea ca să duc vin de băutură. Iată că a venit tati cu acasă. Fără niciun ban. Păi dă unde bani dacă nimeni nu muncește în casa asta? Și apoi începeau scandalurile, bătăile, că doar bătaia e ruptă din rai. Și uite așa, într-o zi, mi-a făcut curaj și am rupt o lumea mare. Să fac și eu un rost, să forțez norocul puțin. Că vorba aceea, voi schimba locul, voi schimba și norocul. Biata mamă mereu spunea. Maică, am arătat naști, am arămuri. Eu toată viața mânții și-am crescut la copii. Și l-am un fai. Și-am mai dat și peste păcostea asta de bărbat. Că mi-a fost frică că rămâne măritată. Așa l-am luat pe primul care mi-a ieșit în cale. Drept bun.
ce bine am în toate astea? Ce am făcut eu să merit o astfel de soartă? Să hoinăresc prin lumea așa haihul și fără niciun rost. Al nimănui. Iar dacă lucrurile se prezintă în felul ăsta, niciun viitorul apropiat n-am șanse să fie altfel. Ce șanse pot avea eu la o viață frumoasă? La un minim necesar, la iubire. Când oamenii fug de mine, ca ăla de tămâie. Nu cumva se ating. Să se mă lipsească cu vreun microb ceva. Și foarte rar, aruncându-mi din milă un bănuț. Oricât de mic era el, nu-mi era de folos. Totdeauna ne dorim pentru noi tot ce e mai bun. Însă viața uneori nu-i prea darnică. Și trebuie să-i declarăm război. Chiar dacă suntem lipsiți de arme pentru a putea trăi, avem nevoie doar de un creier sănătos și limpede. Atât pentru a putea să supraviețuim. Să procurăm câteva primituri de mâncare. Și asta doar pentru că trupul tău trebuie să se hrănească. Și bașcă. Să mai și doar. Asta atunci când se poate. Pe oriunde. Ne știm dacă te vii mai trezi în cele din urmă. Lasă-mă puțin, erou, dă-te mai așa, n-am. Nu te leg ce vrei, erou. Mega sur și supărat, toată lumea pare. Am venit aici așa că vreau să aflu
spun mai Cișan și să petrece Cișan, că e prima dată care am venit aici, așa? I believe I'm the sky. I believe I'm the sky. Eu fără tine, fără tine, nu pot să stăm nici un pic. Nici fără tine, fără tine, dar să nu stăm un pic. Ascultă-mă, ascultă-mă, te de la Fonte. Musco, știi cât te iubesc. Pentru ce nu vii la mine, eu sunt bun și știi tu bine. De mâncare toată viața, am dulcețuri. Ce zici tu, vii la mine? Cum să nu? Mie îmi place mult dulceața. La dulcețuri deschemată, Musca merge bucuroasă. Dar ea s-a văzut îndată prinsă în pârță și încurcată. Ea se spate în sus și în jos, nu mai poate de oboseală. Am pățit-o, iată mor, zice ea tânguitor. Pe cel lez necrezător, toată lumea îl înșală. Grele și furnica, de la Forten. Petrecuse cu chitara toată vara. Însă iată că într-o zi, când vin fornița porni, grele se trezi. Fără muscă, fără lumă, fără umbră de fărâmă. Ce să facă? Hai să ceară la furnică-i până la vară, din scarboamă de secară. Pe cuvânt de lichioană, voi plăti cistii cu coană, cu dobânzi, cu tot ce vrei. Dar furnica harnică are un pomos al ei, nu-i din fire darnică, și răspunde că-am răsit. Asta vară ce-i păzit? Dacă nu e cu pânăt, zi și noapte am cântat, pentru mine, pentru toți. Ei, joacă astăzi dacă poți! Ia-mi valea, nu vreau suna. Ia-mi valea, nu vreau suna. Eu cu mândra nu o duc bună. Eu cu mândra nu o duc bună, păi mai. Ia-mi valea, nu vreau suna valea. Mai mai
zărește spre părintele lor. Zărește un țăran și se duce spre el. Spre el. Bună ziua, mi-ai portat și cuvinte pentru un interviu? Bună ziua, da, da, cum să... Da, 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 da. Îmi puteți spune despre o întâmplare fericită care a avut loc în acest sat? O întâmplare fericită? Ah, da! S-a pierdut un câine, le-am găsit seara în pădure, s-au sunt toți săranii și au început să fug. Domnule, nu putem să transmitem așa ceva pe un post național. Vă mai repet încă o dată. O întâmplare fericită. Da, s-a pierdut o vacă, am găsit o seara în pădure, s-au sunt toți săranii și au început să fug. Domnule, o întâmplare fericită. Ați înțeles fericită? Da, da, da. Păi, s-a pierdut o fetiță, am găsit-o seara în pădure și a început o traiță. Domnule, o întâmplare nefericită, dacă îmi puteți spune? Da, da, păi m-am pierdut eu. Totul s-o sărani și au început să mă fug. Bă, tâmpitule, să mă fucărească, mă! Doi moși pe bancă. Ce faci, mă, Vasilele, când te-am mai văzut? Păi, uite, m-am fost la femei. Și cum a fost? Mai curat decât la bărbați. Un timp se duce la doctor. Domn doctor, domn doctor, am o mare problemă. Nu mă bagă lumea seama. Următorul... Un moș se uită la scula lui și zice... Bine, mă, simțitule, îmi naște și muri părinți. Sațăleanu! Sațăleanu, unde ești, bre? Aici sunt, maică! Aici sunt! Vino, intră, intră, maică! Ia nos, ia nos! Să rămână, Sațăleanu! E să trăiești, maică! Cu ce ocazie pe la noi? Ai venit cu poșta? Am venit cu poșta și da. De când te caut? Păi dar de ce mai cred că aici stau de o... 64 de ani, 69. Dar nu-i arăt, că altele la vârsta mea sunt sătule și de muncă și de... Rețesământul, bre! Am venit cu rețesământul. Cu ce, mă? Rețesământul. Doar atât? Păi da, ce mai vrei? Eu te aștept de 20 de ani, te aștept. Pe mine vrei? Da. Păi de ce? Să-mi faci masaj. Eu? Da. Cum așa? Cu grijă. Păi da, că mi-ai promis. Eu? Da. Ți-am promis? Da, când vorbeam noi doi la telefon. Noi doi? Da, da. La telefon? Da. Ai zis că vii pe la mine să... Să ce? Să facem... Ce să facem? Să curățăm la porumb. Tu ce? Ce, nu-ți mai aduci aminte? Nu. Nu mai mi-aduc aminte. Eu sunt gata când vrei tu. Păi... Eu am venit să-ți număr animale, dar... Marcă. Ce animale, mai? Păi, vacile, oile... Găinile, eventual ouăle. Ouăle, maică. În curtea asta, de când mai știu, a fost numai ugere. Ce, nu știi să le mulci? Lasă, că ce-ară ție. Păi... Nu trebuie să te sperii, că fuge și ea. Și atent. Am făcut asta de când mai știu eu. Mamaie, dar eu am venit să-ți număr orătănile. Păi, dar eu ce sunt, mai? Sunt cea mai mare fiară, nestăpânită, stătută și... Nefericită, mamaie, dar eu nu... Nu, lasă, că am tot lucrat eu la castraveți, la porumb, la coce. Da, a venit și rândul meu. Cu mine? Da! Lasă-mă, bre, ai... Păienzine, ai stuf, lasă! Are mama de toate, vrei să-ți arăt ceva ea? Ne toate ținele pe casă! Maică... Atâtea au mai rămas în urma furtunilor pe care le-am avut eu cu amanții mei. Ionică, Costică,
Romica, Vasile, Ion, Nae, Claudiu, George, Unitatea Militară 020016, FCA Vila Cluj. Eee, și mulți, maică! Dar ăștia a fost decât în una de mie. Care l-a zis de la Han. Ia de meneangu cu toțuică și după aia muică. Bre, animalele bre. Ce bă, nimeni? Ce animale, mă? Lasă-mă, ce număr azi, mă? Fără număr, fără număr, mă! Te cheamă, te caută moartea pe acasă și mă tai chef. Băi, puțoiule, băi! Ai grijă ce faci? Ce? Nu știi ce pierzi, băi? La ce experiență am terificat? La ce?